După evaluarea ofertelor pentru operatorul de rețea de gaz de la Budești, va urma perioada de proiectare și execuție. Primarul Ionel Vlădulescu este optimist și speră ca până la finalul anului să fie finalizat și primul kilometru de rețea de gaze naturale. Din cei 25 de kilometri, preconizația se realiza în prima fază a proiectului. A fost licitația publică pentru desemnarea operatorului de rețea de gaze la Budești. Urmează să, în următoarele zile, să fie evaluată oferta. Cu siguranță, luni sau marți, o să încheie procedura de licitație și localitatea Budești intră în pași, în linie dreaptă, pentru introducerea gazului la nivelul localității. Cu siguranță, nu mai este cale de întoarcere. Deci s-a făcut... Sunt foarte bucuros că am reușit acest lucru. A fost o muncă de 3 ani și ceva, ne mai vorbim de ceilalți 4-5 dinainte, dar aia nu îi mai luăm în considerare, dar am fost nevoit să luăm toată documentația de la zero, să muncim din nou la documentație. Au fost foarte multe drumuri, foarte multă muncă, foarte multe probleme de rezolvat, dar astăzi am avut licitația și cu siguranță urmează perioada de proiectare 2 luni de zile. Și după aceea sper că până la începutul anului să începem să introducem primul metru de rețea de gaze la nivelul localității Budești. 2021 va veni cu primul metru de conductă. S-ar putea de... 2020 sfârșitul. Chiar 2020. Da. Deci asta înseamnă că în foarte scurt timp... Asta înseamnă că ceea ce am zis că fac, am făcut și voi face în continuare. Deci cetățenii din Budești vor avea gaze. Asta vor e o avea certitudine. Gaze este, sunteți primul post de televiziune și sunteți prima care știți acest lucru. Am mai fost sunat aseară de un ziarist, dar nu puteam să comunic acest lucru pentru că abia astăzi a avut loc licitația. Dar fiindcă m-ați invitat dumneavoastră deci la... este o informație în premieră, înțeleg? Da. Fiindcă m-ați invitat dumneavoastră acum la emisiune, uitați, s-a întâmplat să fac public lucrul acesta astăzi aici. Este un mare lucru pentru localitatea Budești, o mare bucurie pentru mine că am reușit în mandatul meu să rezolv acest lucru și sper cu mare bucurie pentru cetățenii localității Budești și pentru firmele care își desfășoară activitatea la nivelul localității Budești. A fost o zi importantă și mare pentru mine. Studiul acesta și proiectul pe care astăzi l-ați spuneți că astăzi a fost scos la licitație privește toată localitatea Budești? Da, este, se va desemna operatorul de rețea pentru toată localitatea Budești, iar pentru început va fi introdus în jur de 25-27 de kilometri de rețea de gaze la nivelul localității. Sigur, urmează în următorul an, să extindem rețeaua în funcție de solicitări, în așa fel în câțiva ani, toată localitatea Budești, în funcție de solicitări, să beneficieze de rețea de gaze. Deci, cu certitudine, va fi acest lucru și vă spun încă o dată, sunt foarte bucuros că am ajuns aici și am reușit acest lucru. Odată cu introducerea gazelor naturale în comună, primarul Vlădulescu speră ca numărul investitorilor și confortul cetățenilor să crească.